Atenție, rasă periculoasă, ferește-te, asta auzi mereu. De oricâte ori se vorbește de acești câini, se spune că ei sunt periculoși, dar nu, Amstaff-ul nu este o rasă periculoasă. Rasa periculoasă, o să spun la final care e. Acești doi câini mergeau singuri pe stradă, în sectorul 1, în București. Și da, au fost ridicați de ASPA, iar de la începutul anului am avut ciobănești de ASA Centrală, ciobănești caucazieni și cane corso care au fost ridicați în condiții similare. Nu este un caz singular. Iată cățelușa care a fost găsită pe stradă în Ilfov, nemicrocipată, nesterilizată și gestantă mai ales. Iar în Argeș, un alt amstaff ieșit dintr-o curte a atacat o persoană. Proprietarul o amendă de 3.000 de lei și un dosar penal care nu știm cum se va soluționa. Deci nu, rasa periculoasă nu sunt amstaff, ci proprietarii inconștienți care îi lasă liberi, care nu-i microcipează, nu-i sterilizează și mai vor și pui de la ei ca să facă o afacere. Ce părere ai, scrie în comentarii și dă mai departe, poate ajunge și la acești inconștienți.